vă gândiți că tripul nostru s-a terminat. Am plecat acum de la Craiova fix și am plecat de la cazare și am o mare dilemă, pentru că am editat clipul de aseară de la meciul cu Craiova, unde s-a folosit pentru prima dată în istoria fotbalului românesc VAR-ul. Clipul este editat, doar că netul este iarăși tras prin sârmă și imaginați-vă că l-am pus aseară la 3 dimineața să se încarce și până la 10 dimineața s-a încărcat 14%. Nu știu unde o să mai am timp în drum spre Cluj să mai încarc clipul, pentru că imaginați-vă dacă n-am avut net bun în casă, un hotspot nu o să-mi rezolve problema deloc. Și acum încerc să trimit cumva clipul pe telefon, să-l încarc de pe telefon. Mă rog, multe combinații. Ideea este că noi am plecat de la Craiova spre Cluj. Mergem să vedem meciul dintre CFR și Rapid de diseară. De-abia aștept să văd galeria celor de la Rapid, pentru că știm și noi foarte bine, este una de clasă ridicată. Dar nu mai ridicată decât a noastră. Asta să fie clar. Și continuăm seria drumurilor perfecte din România. Efectiv, uitați-vă cum e peticită strada asta. Dă-te. Da, că mai vine una, mai mare. Viața mea. Ce mă, păi mai bine fi cu tractorul. Uite. O luăm? Nu, băi. Auleu! Și când ziceam că nu se poate și mai rău, uitați-vă puțin ce stradă cu pavele. Așa sunt pavele, nu? Piatră cubică, e ceva. Da, te rog, intră peste noi, da, mai mult. Te rog, adică nu e... Ne-am oprit clasic, ne bem cafeluța și... plecăm spre Cluj și vorbeam cu Robi că sunt două tipuri de OMV-uri în țară. Alea care arată bombă și sunt îngrijite și alea care sunt gunoaie ca ăsta și n-au nimic. De exemplu, sandwich-ul cu pită, pe care vi-l recomand. Nu-l au ăștia de aici, bă, deloc, efectiv deloc. Și un alt OMV din Craiova la care am fost ieri, tot la fel, nu avea nimic. Ieșim din Pui. Ce, mă? Și pentru prima oară în acest road trip intrăm pe autostradă. Pentru fucking prima oară, că ne uitam amândoi, bă, ăsta e drum spre autostradă și o să intrăm pe autostrada de la Sibiu. Pentru că mai întâi mergem la Târgu Mureș la un prieten să-mi las laptopul să încerc să încarc clipul de la meciul cu Craiova contra Sepsii și eram amândoi șocați. Autostradă? Ești nebun la cap? Noi ne urcăm pe autostradă în momentul de față? E ceva incredibil. Este o premieră pe canal. Să știi. Da? Se vede că am intrat pe autostradă. Wow, frate. Suntem în altă lume. Oare suntem în România? Eu nu cred așa ceva. Acum merg ăștia. N-o zic cum e să conduci jumătate de țară. Lejer, nu? Și mai avem încă... Ăștia, cât au? 350 de kilometri? Bă, bine, măcar că am mai prins 100 de kilometri de autostradă. Bă, dar să nu găsești tu un OMV, mă, să mănânci, un peco să mănânci, bă, pe tot drumul ăsta. Am luat o mică pauză, suntem aproape de Târgu Mureș, mai avem o oră și după îi dăm spre Cluj. Și uitați-vă cât de tare s-a murdărit mașina, efectiv. E... ce pot să zic? Direct, o spunem la Cluj și mergem și facem pauză, la fel ca la Craiova. Te rog frumos, OMV-ule de la Târgu Mureș, să nu ne dezamăgești și să-mi dai sandwich-ul cu pită pe care îl vreau, da? Pe care îl vrem de atâta timp. Da, deci o să... Fii atent, bine. Da. Altceva când găsești ceea ce îți dorești în viață, înțelegi ce zic? Ceea ce îți dorești în viață. Și da, și pe tipa asta de lângă, cu audio ăsta. Ocupăm? Drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată. Copyright. Mai avem aproximativ
60 de kilometri și ajungem la Cluj. Am plecat în jur de ora 12 din Craiova. Efectiv, mă omoară soarele. Ne-am oprit la Târgu Mureș ca să urc clipul de aseară, pentru că netul este efectiv jalnic pe unde am fost. Și mă gândeam la un pronostic pentru acest meci, luând în calcul că CFR-ul a avut mari probleme cu cele două echipe, Pionic și Sepsi. Mi-e greu să cred că o să facă o față mult mai bună cu Rapidul. Știm foarte bine ce echipă are Rapid, pe cine are antrenor și ce galerie are în spate. Așa că Petrescu în această seară are o misiune de două ori mai grea. Pronosticul meu este că Rapid va câștiga. Nu știu cu ce scor, dar ăsta va fi deznodământul, finalul. Și pe lângă asta sper ca VAR-ul să fie folosit împotriva campioanei offside a României. Ca și pronostic, Robito? Mă las cu victorie Rapid. Deci, amândoi cu victorie Rapid. Aseară, la Craiova, am ghicit rezultatul. Hai să vedem dacă și în seara asta îi dăm de cap. Și am uitat să vă spun, 4 meciuri, 1200 de kilometri în 96 de ore am parcurs și vom parcurge în acest weekend în care Superliga a revenit în casele noastre și pe stadioanele din România. Stadionul CFR, sau mai bine spus, stadionul campioanei offside a României. Și am ajuns la Cluj, unde fetele se dau cu ruj. Pentru cine știe vorba, știe la ce mă refer. Am ajuns și la destinația a doua din acest road trip în România, după Liga 1, după Superliga României. Din câte am înțeles, nu o să fie o asistență foarte mare. Mă mir cum de. Cel puțin la Rapid mă aștept să fie pe luga plină. Acum nu știu la CFR dacă m-aș aștepta să fie stadionul plin. Dar asta vom vedea în momentul în care vom intra pe această arenă mondială. Pentru cine crede că are nevoie de asemenea tricouri, poate să vină aici în stadion să își procure. Gata? Bun. Și cum am și zis, ăsta e stickerul, îl veți găsi fix aici, bine, sper să nu-l dea nimeni jos. De exemplu, veniți, scanați codul QR și o să ajungeți direct pe canalul meu de YouTube. Se verifică un incident care presupune acordarea unui cartonaș. Începe!
Meciul a început, Rapid CFR, favorită Rapidul, clar, dar vă spun sincer, sunt foarte mulți rapidiști. O să vedeți pe parcursul meciului, sunt foarte mulți rapidiști și la tribună. Spectacol, spectacol făcut de rapidiști, așa cum vom vedea și mâine pe Arena Națională, făcută de peluza Nord Steaua. Am fost mai mulți. Ai știi, nu? Că eram și, eram și partea aia. Băi, prost, ce parad are moldovan! Nu vine să cred! Parada campionatului și de-abia prima etapă. Doamne, iartă! Ce paradă, Moldova! Bravo, băi! Rosman! Degeaba a scos Moldovan mingea aia, pentru că CFR-ul marchează la următoarea fază din corner. Iarăși fază fixă de viere, un fundaș de-al Rapidului dormea, efectiv s-a ferit de minge și de acolo golul de 1-0. Și acum, au mai avut ei 1-0. Și n-au făcut nimic. Nu știu cine a făcut pregătirea la Rapid în vara asta, dar e minutul 35 și deja fac a treia schimbare pentru că s-a accidentat al treilea jucător.
noroc cu portarul, vă spun sincer. Dragilor, CFR-ul câștigă cu 1 la 0. Wait a minute. Who are you? Hopa Hopa vericilor, se folosește sistemul VAR Hopa Hopa CFR Hopa Hopa Dan Petrescu. Da, o să fie VAR, ți-am zis. Nu mă dure, nu e. VAR! Băi, ți-a zis. VAR pentru Rapid. Și este cât pe ce să primească penalti fix la ultima fază. Vă dați seama că mă bucur, pentru că e mult mai bine pentru noi să se termine egal aici. Da, ceea ce mi-am dorit se și întâmplă. Nu mai câștigați voi meciul, câștilor. Da. Rapid! Toată lumea s-a ridicat. Da. Cel mare anumite. Chiar sunt curios și cât de bine ar fi să se termine egal. Cât de bine ar fi. Și la ultima fază, iar Petrescu ar pierde niște puncte la ultima fază pentru al treilea meci consecutiv. Efectiv, al treilea meci consecutiv. Hai, dați seama că eu filmez de 3 minute. Vorba lui Robi, cred că s-a dus până la baie. Cum ar fi? L-a sunat să-mi munte mașina. Acum caută fișierul. Bravo, penalti pentru al doilea meci consecutiv. Dictat. Și că protestează. Și că... penalti, iar Rapid are șansa de a egala. Bă, cât de bine e pentru noi, de nu vă imaginați. Petrescu că moare, ia. Se repetă penalti, fiți atenți! Se repetă, da!
se repetă pe altul. Au fugit copiii în teren. A, nu se repetă, nu mai se repetă. Da, au câștigat, gata. Băi, ce șansă au avut, bă, să egaleze, băi, frate, băi, incredibil. Până la urmă CFR-ul câștigă cu 1-0 după o nebunie de final unde Rapid a pierdut un punct la penalt. Mâine ne vedem pe Arena Națională la meciul dintre FCSB și cu Cluj. Vă mulțumesc frumos că mă urmăriți. Vă aștept și pe contul meu de Instagram Iuli Panciu, acolo unde suntem 11.000 de oameni și vă aștept să vă alăturați și voi. Ce putem să spunem decât hai la stadion. Ciao.